Bună seara, trenul de noapte cu Bubanu și cu Pali. Bună seara, bună seara, seara aranjează harda. Altă rimă n-am găsit. Da. E rimă albă. E rimă albă și spartă. O să vedem, că mai mulți oameni sparți în emisiunea de azi, da, dar ajungem la momentul potrivit și acolo. Vă salutăm, suntem Bubanu și Pali, miez de săptămână. Miezul, eu zic că miezul miejilor este NASA, NASA născătoare de zodii. În da. Seara asta o să vedem, am lăsat la urmă știrea. Sper să ajut, dacă nu, oricum o dăm, o lăsăm și restanță. Și nu se va mai schimba prea curând, da? Că așa rămâne. NASA a ordonat schimbarea la pauză. Iese săgetător, intră Ophiuchus. Ophiuchus, da. Ce-o fi asta, vedem. Da, asta e tema. Da, asta e tema și aflăm. Bă, da, să facem un spoiler mic, să zicem, da, probabil v-ați și dat seama deja, este o nouă zodie. Da. Da. Acum, cine e născut în zodie asta, nu știu, fi norocos, nu fi, abar da. Ophiuchus. Ophiuchus, da. Ophiuchus, nu Ophiuchus. Ophiuchus, da. Hai să vedem. Începem cu ăsta micu, carp, care, da, atenție, este câine, nu e pește. Da, carp vine de la Carpați, avem restanță de ieri. Carp, câinele de avalanșă din Bucegi, prezent la Ploiești, la aniversarea celor 20 de ani de existență a serviciului Salvamont. Avem multe foto interesante pe acolo, articol de la republicanews.ro. Da, o să-l vedem pe carp, o să-l admirăm împreună, un cățel absolut minunat. Da, TC Ploiești suspendă un traseu. Un traseu, da, observatorul pe HT3ază, aflăm despre ce traseu e vorba și dacă e vorba de o suspendare definitivă sau temporar. Uite aici suspendare, ce îmi place, da. Se mai bat și între ei. Știi? Mă mir să mai văd astea așa. Poliția rutieră Prahova a amendat CNAIR pentru semnalizare deficitară pe DN1B. Foarte bine. Prahova economică.eu. Bine, normal se întâmplă așa când sunt nerâncă. Da? Peste o tonă de plante de cannabis descoperită pe un câmp, bine ascuns de ochii curioșilor. Aici avem și video, da. Se plimbă polițiștii prin lanul de... nu de secar, ci prin lanul de marihuana, de cannabis. Republicanews.ro. Și acum avem vreo trei știri la rând, așa, cu cannabis, frate. Da, se caută. Lucrăm cu materialul clientului. Ce se caută, normal. Mergem un picuț în Grecia. Digi24, o turmă de oi din Grecia a intrat într-o seră și a mâncat 300 de kilograme de cannabis. Cităm din declarația cuiva, probabil martor al evenimentului. Ăla acolo de avea seră, administratorul. Da. Săreau mai sus decât caprele. Aha. Să vă faceți o imagine, știți? Ok. Bun, da, atenție, seră. Seră de cannabis, adică oamenii aia cultivă pe bune. Tu, dar în Grecia am impresia că noi o să mă... S-au lăsat de măslin, să cultive măslin și au băgat să cannabis. Să nu vorbesc prostii, nu știu dacă în Grecia este permisă deținerea limita cu nu știu câte grame. Nu mă ne interesează, nu știm, nu... Dar oricât, așa, ca idee. Da. În momentul în care în lume ai voie să ai sere de cannabis, e clar că lucrurile pot scăpa oricând de sub control. Că ai voie în țara aia, că depinde de legislația fiecărei țări, că poți să consumi, ai voie o plantă de cap de familie, nu știu, nu mă interesează lucrurile astea. Ok. Mecanic de locomotivă drogat în timpul serviciului. Da, cum e asta? Ne-am întors din Grecia, n-am rămas acolo. Nu, la noi, la Buzău, așa. Uite, da. De la șansanews.ro. Da, știrea. Se întâmplă, da, n-auzisem. Până acum vorbisem despre șoferi, slavă Domnului, avem marfă. Dacă am vrea noi, am face emisiuni întregi. Da. Doar cu câți prind într-o săptămână ăștia. Tineret, mândria țării pe partea aialaltă. Da, nu mai zic. Ăștia n-au muncă pentru că n-au vârsta să aibă muncă. Dar mecanic de locomotivă prins sub influența drogurilor în timpul serviciului, eu până acum am auzit s-ar putea să avem parte de o premieră la nivel național. Mă gândesc pe afară, ori mai fi fost. Da, cine știe, eu sigur vârsta, eu cred că vârsta așa este foarte mică. Da, e un mecanic de ăsta tânăr. Că nu-l văd eu pe un mecanic de la de are vreo 10-20 de ani de tren în spate. Așa. Învățat cu țuiculița, cu o berică, cu un vin bun, să înceapă el acum să tragă de-astea, să fumeze de-astea. Da, mai vorbit chestia asta și nu, înainte. Nu, sunt de-astea, nu, nevaviști, le zic eu. Da. New wave-ul, nou val. Da. Știi? Omul nou. Și lumea s-a drogat din antichitate și o face și în prezent. Adică n-ar fi asta. Da, ăia mănâncă frunză de coca pe acolo de până le sar ochii, să uită de foame, de nu mai am nicio treabă. La nivelul lumii așa zis civilizate, drogurile au fost întotdeauna, până la un anumit punct, apanajul elitelor. Da. Cântăreți, actori, oameni cu bani.
știi? Okay. Adică erau, poate din plictiseală, nu știu cum e, te plictisești, dar ți-a bani sau... Dar acum mai nou, uite, mecanici de locomotivă... Toate sărăchiile pământului fumează acum, da? Da, pe bune! Da. Ce să mai... Ok. Vulpea buclucașă și asta restanță, asta da. Mică de ieri, s-a strecurat într-un autocar plin de turiști pe Valea Prahovei. Republicanews.ro. O să vedem ce a căutat ea acolo. Rămânem un pic la munte pentru că e frumos și perioada asta minunată cu culorile alea se schimbă, da, se schimbă hăinuțele. Culori acum. Da, e și frumos și periculos. Da, ăștia fabulos de proști. Turiști inconștienți pe Transpăgărășan titrează pe honline.ro și au dus copiii să facă poze cu un urs care sare pe zid la ei. Acum, fiind copii în ecuație și fiind părinte, da. Nu pot să-mi duc ideea mai departe, dar dacă n-ar fi fost copiii la jumate, la jumătatea problemei, m-aș vrea să se mai și atingă, mă, pe unul, doi, să se mai învețe minte, că văd că până la urmă am găsit un interviu luat de către cei de la Antena 3, București. Da. Nu cu un nene sărac cu desfigurat, nu? Nu ne-am hotărât dacă să-l dăm sau nu. Nu. A, nu vrei să-l arătăm? Nu. Cam așa, păi nu, ca să vadă lumea ce se întâmplă în cazul în care ursul... Te cam, ți se întoarce așa un pic, pe la stomacel, pe la cap, te ia cu amețeală, îți vine să strănuți, zici că e COVID. Te doare capul când îl vezi pe nenea ala, deci da, a ajuns să arate ca un trucaj extrem de reușit din filmele alea bune cu buget mare. Deci așa arată. Da. Horror. După mai multe operații din, cum ai zis, în trei țări a fost operat. Da. Pentru că a fost atacat de urs. De acum ursul când te atacă, ești la voia lui. El dacă vrea să trăiești, trăiești. Dacă nu, nu. E simplu. Ori doar te desfigurează, ori te jumulește mai puțin, dar ideea este că depinde de el. Nu mai depinde de nimeni dacă tu trăiești în momentul în care ești atacat de urs. Dacă mai trăiești sau nu. Doar de el depinde. Da. Dacă vrea el. Ok? Așa că mai faceți poze cu copiii. Cu ursul. Că e bine. Nu se știe niciodată când o să vă schimbați lucru. NASA a creat o nouă zonă. Aici, atenție, am zis NASA născătoare de zonă. În ce perioadă a fost adăugată și cum s-ar putea schimba horoscopul? Ia să vedem. Deci trebuia să umble și la faza asta. Ne pare rău, da. Carmen Hara. Ți-au luat ăștia înainte. Da. Asta este, stai ce era de Carmen. Și a trebuit să schimbe toate catastifele alea, acum să le ia la mână. Stai seama, e aiurea pentru un om care lucrează cu așa ceva. Okay. Eu în locul lui Carmen Hara aș apela la AI. Ca să o ajute să schimbe toate astea. Dacă le ia să începe să le scrie de mână, e terminat, e gata. Eu în locul AI-ului aș apela la Carmen Hara. Aș întreba-o, crezi că o să prindă trendul ăsta? Bun, hai să începem cu ăsta micu. Da, carp, câinele de avalanșă din Bucegi, prezent la Ploiești. La aniversarea celor 20 de ani de existență a serviciului Salvamont, republicanews.ro, carp, câinele antrenat să intervină pentru recuperarea victimelor surprinse de avalanșă în Bucegi și a lăsat astăzi, așa este articolul de atunci, antrenamentele pentru a fi prezent la Ploiești alături de colegii săi salvamontiștii pentru a marca, așa cum se cuvine, aniversarea 20 de ani de existență a serviciului Salvamont. Și avem poze multe, frumoase. El este carp. Ia să vedem pe carp. Și colegii, iau-te-l. Da, atent. Te știe, carp, sunt bugiurile alea, mașinuțele alea speciale de intervenție. Atent, la orice sunet, la orice mișcare, o minunăție de cățel. Seamănă, nu știu din cum e el așa, ăsta nu mai e cățel. Seamănă cu... Avem poze cu carp, două fotografii, două poze cu carp și după aia vreo cinci cu ăștia, cu oamenii de la Salvamont și cu cățărați. Seamănă cu un coli. Un pic aduce, așa. Aduce, da. S-ar putea să fie ceva încrucișat? Nu știu, da. Seamănă cu un coli el, așa. Eu cred că știe să și conducă. Da, carp. După două decenii de activitate neîntreruptă și o evoluție remarcabilă, se scrie aici, Salvamont Prahova, sub egida Consiliului Județean Prahova, se mândrește să fie un reper al serviciilor montane de salvare din România. Da. Pentru că oamenii ăștia, într-adevăr, au treabă și se știe, cu cât muncești mai mult, cu atât devii mai expert, da? Da. Asta este. Din păcate, ei muncesc din cauza, multe intervenții din cauza unor oameni care n-au ce căuta pe la munte. Efectiv, ei n-au ce căuta, ar trebui, pentru ăștia, aș face de aia, să intre cu pașaport la munte. Da? Da. Niște controle mai serioase pentru ei.
Avem... Datorită pregătirii, se mai scrie aici, exemplare a salvatorilor și dotării cu materiale de top, echipa răspunde eficient la aproximativ 700 de apeluri de urgență anual, intervenind în cea mai solicitată zonă montană din țară. Da, e... aș vrea să facem, dacă am putea, să găsim pe undeva, să facem o comparație între țării, nu știu, precum Elveția... Așa. Italia, Germania, mă refer la țări care mai au munții. Și atenție, acolo sunt mult, mult mai mulți turiști decât la noi. Da, pentru că trebuie să luăm în calcul și asta. Da. Sau oamenii de acolo. Nu știu, chiar nu știu, ori fi mai mult, ori fi mai puține. Eu cred că aia sunt un pic mai responsabili pe acolo. Mă gândesc că da. Și cred că și regulile sunt mai stricte, adică dacă faci pe prostul acolo, plătești. Nu-i ca aici. Da. Cu ocazia acestei aniversări, Salva Mumprava a prezentat pe esplanada din fața sediului Consiliului Județean Prahova o expoziție specială și un exercițiu demonstrativ. Luni s-a întâmplat asta, da? Evenimentul a pus în evidență utilajele și echipamentele de intervenție, oferind publicului o demonstrație realistă de salvare de la mare înălțime, direct de pe clădirea Consiliului Județean Prahova. Pe mine m-a luat amețeala, cum m-am uitat așa la... Hai să vedem noi dotările. Da, deci ăla săracul în targă acolo, tot salvamontist, o să vedem imediat. Ăla nu-i păpușă, e om. Uite, targa se vede din imaginea asta, mă rog, da? Așa. Targa este lăsată, da, de pe creastă. Uite, vedem și o surplombă acolo. Da, da, da. E lăsată de pe creastă, dar cu om în ea. Deci nu e o păpușă, n-au băgat o păpușă. E un om, e un coleg al lor. Nu știu, frate, nu... Da, n-aș putea. Da. N-aș putea să lucrez în felul ăsta. Da, am probleme cu înălțimea. Rău de mișcare, rău de înălțime. Da, astea sunt toate echipamentele alea, da. Posibil, da. Au făcut posibil ca să doamna de pe Ghiveci. Vedem. Doamna de pe Ghiveci este coordonatorul proiectului, sau că pare că se uită așa, are poziție de șef. Nu, se uită pentru că n-aude din cauza tufelor. Deci zici de doamna cu bașcheții rost, da? Ok, din dreapta jos. N-aude din cauza tufelor cum e ea poziționată, ce vorbește nenea la telefon. La telefon. Și asta era foarte curios. Pare coordonator de proiect. Foarte tare, dar a fost spectacol luni. Hai să vedem spectacol TC, proiect suspendă un traseu. Deocamdată nu avem motivul, sau cel puțin nu se scrie în observatorul PH. TC proiect a anunțat că începând cu data de 7 octombrie, se suspendă traseul 40B, Hale Catedrală, Parc Constantin Sterebuco. Da, al autobuzilor oricum. 40 barat. Acest traseu doar în zile de sâmbătă și duminică este un traseu, așa zis, festival. Festival. Păi și acum când e alea Făuritorilor, s-a dat drumul, avem toate mașina, alea. Ta. S-a catenat sezorul. Codul QR este instalat pe fiecare statuie. Acum scoți. Te duci cu mașinuța ta, nu mai merge lumea la plajă, la grătare, la... Da, oricum ele, așa cum a spus, mergea doar sâmbătă și duminică. Reamintim că un alt traseu al TC-ului a fost desfințat. Reamintesc ei de la Observator în această săptămână, 32 barat. Da, ăsta a mai fost desfințat și ăsta. Da, între Halele Centrale și Protan, cartier Nuci. Mă gândeam la utilitate. M-ar fi o relativă utilitate. Atunci TC a motivat decizia prin mutarea școlii speciale numărul 1 de pe strada Făgăraș. Pe șoseaua vezi. Păi da, dar mai sunt și case în zona aia și nu sunt puține, da? În cartierul Nuci acolo, mă rog. Bun, probabil ăsta fiind traseu estival. Deci din 7 octombrie, atenție, va fi reactivat în primăvară. 40B-ul nu mai e, în 3 zile. Poliția rutieră Prahova a amendat CNAIR pentru semnalizarea deficitară pe DN1B. Eu aș vrea să le văd fața lor de la CNAIR când poliția îi amendează. Da, bă, băieți, bă, chiar așa, între noi, chiar să facem. Pe noi, mă. Să facem, nu? Între noi, nu că pe noi. Facem de-astea așa? Ok. La data de 2 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, în timp ce desfășurau activități de verificare a sistematizării rutiere pe drumul național 1B, la intersecția DC57 în comuna Bucov, uite că tocmai ne-am întors din Bucov de acolo, au constatat faptul că semnalizarea rutieră pe orizontală nu este conformă. Și acolo oricum este o zonă destul de periculoasă. Yes. Se întâmplă multe accidente pe acolo. Întrucât marcajele rutiere din zona în cauză pot crea confuzie în rândul participanților la trafic și pot concura la mecanismul producerii de accidente rutiere de circulație, administratorul drumului, adică CNAIR, a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor articolului 3, alineatul 1 din RAOUG. Ăla cu RA, nu știu. Da. OUG îl mai știu, dar RA, n-am mai pomenit.
195 pe 2002, liniuță, un R, da. Neasigurarea vizibilității drumului cu amendă în valoare de 14.500 de lei. Pentru ce ne ai? Ce? E așa, eu, mai dă vaca pe spate, mai vine o muscă, ce ne ai? Mai da. Dă cu coada. Da, mă rog, e bine că se întâmplă, e bine că poliția mai face și astfel de lucruri. Nu e o singură zonă care să se confrunte cu astfel de probleme. Am văzut de-a lungul și de-a latul țării multe zone în care mai rău te încurcă marcajele rutiere decât să te, să te elucideze. Da. Eu am văzut în zonă, când m-am dus în Argeș, că am mai avut treabă pe acolo, am văzut un stop. Vorbesc serios, de vreo, cred că avea diametru 2 metri, cel puțin. Deci era de la de cartea recordurilor. Nu, semn. A, semn. De circulație. Un stop cu diametru de 2 metri, bă, băiat. Or fi fost accidente acolo, s-au săturat oamenii și zic, bă, vă punem unul, măcar să opriți, să nu dați în el. Da. Știi, să te facă un pic, să iei de volan. Trebuie la un moment dat. Ia să vedem. Peste o tonă de plante începem povestea verde. Acum avem trei știri la săptămâna rând. Verde. Cum e la școală? Cannabis, da. Peste o tonă de plante de cannabis descoperită pe un câmp bine ascuns de ochii curioșilor. Deci câmpul, cine scrie? Republica News. Câmpul era bine ascuns de ochii curioșilor? Sau cultura? Câmpul. Câmpul, mă gândesc. Era o zonă probabil mai puțin tranzitată, să zic așa. Peste o tonă de plante de cannabis a fost descoperit pe un câmp bine ascuns, se scrie în articol, de ochii curioșilor, dar nu și de intuiția oamenilor legii care au pus punctul unei afaceri floritoare din neam. Eu zic că intuiție scopoi, mai puțin. Au mirosit marihuana ăștia. Eu zic deja că pont, dacă l-a apucat să planteze lanurile alea întregi de marihuana, cred că n-a fost intuiția în neam. Întâmplă, da. A fost mai mult pont. Natura e la ea acasă. Ia să vedem, proaspătă marfă sau... Plantația de anul ăsta. Prospătăți. O persoană bine pregătită. Deci nou înființată. Atenție, ăsta de-abia s-a apucat să de treabă. Da, pornise cu dreptul. Și o să vedem acolo. Așa, de către o persoană bine pregătită pentru această îndeletnicire, care se ocupa de înființarea și întreținerea scopul comercializării a două culturi de cannabis. Una într-o seră, iată, situată în spatele locuinței, iar cea de-a doua pe un teren agricol situat în proximitatea proprietății, disimulată, deci mascată, într-un fel de o cultură de porumb. Într-o cultură de porumb, el zicea că are porumb acolo, știi? Mai avea câte doi de aia, dacă vedem, o să vedem filmulețul, mai ieșeau câte două, trei răgălii de alea, deci... Nu ce știuleți, era porumb de la uscat, dar la culmea, că mai mult îți atrage atenția într-o mare verde, să vezi trei fire de alea uscate, galben, portocaliu, așa, știi? Da. Că-l vezi pe ăla, știi? Este contrastul foarte mare. Pe ce plantație de porumb ai tu mai aici? Când uite acolo, uite unul portocaliu acolo. E porumb de floricele. Uite încă unul acolo, uite acolo, deci tu ai patru bețe pe toată tarlaua de porumb și tu zici că ai porumb aici? Da, e porumb de floricele. Da, alte două persoane, în afară de ăsta, de se ocupa cu însămânțarea, ar fi recoltat. Ăștia adunau. Ca la CAP, mă. Unul era cu însămânțat, unul era cu recoltat. Alte două persoane ar fi recoltat în mod repetat mai multe plante pe care le-ar fi depozitat într-un imobil abandonat, se scrie în articol, în scopul de a le comercializa. Fiind prinse în flagrant. Opa, la data 1 octombrie, de către polițiști și serviciile de combatere a criminalității organizate din Neamț. Bine, și jandarmii au fost prezenți, în timp ce ar fi transportat o parte din plantele depozitate atunci au prins pe băieții ăștia. Ok, bine, dar ăsta cu, ai zis tu de ce în CAP, ăsta cu însămânțatul la CAP era șeful ăla de la partid, ăla însămânța pe acolo. Da. Ăla, și nu aveai ce să-i zici. Dacă era șeful trimis de la partid, ăla e. Pentru a așa asigura scăparea, unul dintre bănuiți a fugit. Dar cum să-și asigure scăparea fugind? Ea zici că fugea într-o altă dimensiune. Știi, ai văzut filmele alea, că aveau ceasul ăla. Buf, se deschide un portal de ăla și fugi în altă dimensiune și rămâne polițistul cu degetul în gură, așa, sau cu pistolul în gură de ăla, de ciocolată, cum erau în poantele alea. Păi stai puțin, cum adică și-a asigurat fugind? Nu s-a asigurat nimic. Păi l-au prins și s-a asigurat. Dacă fugea într-o altă lume, mai ziceam. Da, reușindu-se prinderea sa de către polițiști și jandari. Da, după efectuarea somației și executarea mai multor focuri de armă în plan vertical, așa cum scrie la carte. Exact. În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate, acum se trece în revistă captura, 246 de plante de cannabis, asta însemnând 1200 de kilograme. Da, cu tot, cu rădăcină, cu tulpină, cu gărgărițele de pe ele, cu tot. Așa? 1200 de kg. Și 59 de kilograme, acum probabil vorbim de marfă, curățată. Pura vida, man! Provenite din cultura de 59 de kilograme doar din seră, da? Da.
Din imobilul abandonat a mai fost ridicate aproximativ 18,5 kg. De cannabis. Aceea substanță, da. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au dispus reținerea celor 3 persoane bănuite de trafic de droguri de risc și deținerea de droguri de risc fără drept în vederea consumului propriu. Hai să vedem și noi. Consumului propriu 1200 de kg. Păi da, dar stai mă, că ăla e plantă furajeră, 1200 de kg, da, cu bine, tot cu rădăcini, cu tot. Seamănă cu oarecare măsură. Bine, la cum este filmat, avem filmulețul, dacă, uite. Ia, uite ce frumos se plimbă. Nu-mi dau seama, nu pot să-mi dau seama exact de mărimea. Plantă. Înălțime. De înălțime. Păi nu, că ăsta ține și el aia undeva la nivelul pieptului, așa, sau da, știi? Că dacă e de-aia mai mică, mai pitică, e cânepă sălbatică. Păi stai puțin, că și asta nu crește, poate că, ce vrei, să crească planta de marihuana, de să o fumeze ăștia, să fie de la 3 metri deja de mică? Deci poate o crește și ea, l-au luat ăștia mai din pripă, așa l-au găsit. Da, e clar că e ascuns acolo, e înconjurat. Da, de uite cât porumb e, o grămadă de porumb. Da? Da, uite aici. Aici e la uscat. Da. Îmi pun norvegienii somonul. Da, da, da. La frig, la vânt. Te-ai seama, cum vine din sezonul murăturilor acum, al conservelor, cum miroase, da, din toate gospodăriile, a zacuscă, a vânătă coaptă, ardei. Chiar își face un odorizant de mașină cu miros de ardei copt. Da? Păi da, dar spune, atunci mi-aș mânca, aș mușca din volat. Da? Să mănâncă și mie îmi place la nebunie. Uite, apropo ăla, de lăsăm-mă la pare, vorbim de droguri și de felul în care le distrug vieții. Am aflat câți oameni lucrează în portul Constanța. Oameni care fac parte de structurile care ar trebui să se ocupe. Da, zici de ăștia de să-i prindă pe traficanți. Da, știi cât sunt în portul Constanța? 7 inși. 7. 7, în tot portul ăla, care este un oraș în oraș. E așa. Pe bine, stai puțin, că aia sunt 7 acolo, săraci, dar ăla pune mâna pe telefon. Cine? Și vin aia mascați. Unul din aia 7. Păi și vine aia, vin încă 300. Aia controlează, 7 inși, da, sunt acolo, pe statul de plată. Înainte erau 70. Cine a hotărât ca din 70 să rămână 7? Asta nu știu, că-s detalii tehnice. Da. Eu zic să fie sunat și întrebat. Chemat undeva, bă, tată, ce ai avut un cap când din 7 oameni care se ocupau cu găsirea noastră de substanțe? Poate că au fost înlocuiți de 70, AI. Ăilalți 63 au fost înlocuiți de AI. Da. Și atunci, mult mai eficientă treaba. Vorba lui Borcea, AI. Da. E nasol. Bun. Păi da, hai. Trendul. Ne ținem de trend. Da. Cum ne învață sistemul, așa trebuie să facem. O turmă de oi, că tocmai ziceam de trend, sistem și ce trebuie să facem noi. O turmă de oi din Grecia a intrat într-o seră și a mâncat 300 de chile de cannabis. Săreau mai sus decât caprele, zice administratorul Digi24. Și asta este scrierea mai vechiuță, am văzut-o și am zis să o băgăm astăzi, pentru că tot am avut. Da, avem frumos pasajul ăsta, da. Cu cannabisul la rând. Oile au intrat într-o seră din cea mai mare plantație de cannabis medical. Trebuie să-i zică într-un fel ca să ai voie. Știi, zice cannabis medical. Da. Din Grecia. Iar proprietarul fermei a povestit pentru publicația hellas.podsen.com, nu mai contează, care a fost efectul asupra lor. Da. Ok. Yes. Eu sunt foarte bine, dar și mai bine sunt oile, pline de nebunie. Adică, dacă ești plin de nebunie, e bine. E bine. La greci. În capul unui grec, știi? Totul e frumos pentru ele. A declarat în glumă, scriu ăștia ca să fie și cât de cât. Dacă ar fi intrat oile astea într-o... Proprietarul fermei, da. Dacă ar fi intrat, nu știu, într-un lan de tutun. Ba... Le tăiau, păi, nu, le că tăiau. Le puneau cum... Le trăgeau în țepe direct, ca Vlad Țepe. Păi ce faceți voi, bă, mâncați tutun, bă, ca să... Vă dăm la știri după aia că voi l-au mâncat tutun și se simt bine. Nu, ziceau că au murit imediat de cancer. Zic, de ce așa scria ăsta... Potsen, Hellas și cu Digi, da, 24, și scriau cu oile imediat cum au rănțuit 3 fire de tutun, au murit de cancer pe loc. Dar iată, așa mâncăm marihuana, sunt bine, sunt bine foarte de nebunie, bine, da, totul e frumos pentru noi, da? Suntem cea mai mare unitate de serie de... Și acum asta ce e? Articol publicitar? Da, omul se dă mare că da, el cultivă marihuana. Da. Ce să mai, asta e. Suntem cea mai mare unitate de sere de cannabis din Europa Centrală și de Est, spune grecul. Am pierdut 80% din producție din cauza inundațiilor. Foarte bine, spune. În timp ce încercam să salvăm tot ce puteam,
Am văzut dintr-o dată oi și capre păscând în interiorul serii. Deci îți dai seama, da. Ce le mai rămăsese și lor 20%, bine, 20% înseamnă mult, ei din fiind cea mai mare fermă. Da. Și au intrat astea ca oițele, pa, ce au zis? Da. Ia să mâncăm și noi cea. Așa, au găsit bun. Verdețuri să mănânce, pentru că toată mâncarea lor a fost distrusă, le place foarte mult cânem. Nu le plăcea și înainte, doar că n-aveau voie acolo. Problema a fost cum să le alungăm din seră, pentru că nu voiau să mai plece. Oile săreau mai sus decât caprele și asta nu se întâmplă niciodată. În Grecia, mă, da. Ia vino în România să vezi alea lugigii. Ok, logic, mai zice el, pentru că au mâncat vreo 300 de kilograme. Buruni se cheamă pe nenea asta, da? Hai, s-a terminat prima parte a emisiunii. Îl vedem pe asta, oaia neagră de la Buzău, mecanic de locomotivă. Ăsta n-a mâncat marihuana, a fumat-o. Doar că era și la serviciu. În timpul serviciului. Imediat, după pauză. Salutăm din nou, suntem în partea a doua a emisiunii Trenul de Noapte. Bubanu și Pali aici facem loc, așa ne luptăm să ieșim din lanul de cânepă, da. De marihuana. Am avut două știri cu treaba asta și mai avem una, mecanic de locomotivă. Vine și a treia, din Buzău. Drogat în timpul serviciului. Premieră. Da. Premieră. Nu credem, aproape sigur, dacă vorbim despre o premieră la nivel național, cu siguranță. Bine, acum, eu cred că în orice domeniu, dacă te duci pe la muncă așa să faci niște teste de alea, dacă înainte se făceau la alcool. Asta e, frate, bărbatul, mai ales când muncește, mai ciupește și ceva. Bine, unii când termină serviciul, cum e normal. După program, dar asta e de muncă. Știi, cine trage tare, cine simte că muncește, vine acasă sau mai stă un pic. Știu foarte mulți care până să ajungă acasă stăteau un pic la birtul din colț. Da? Treaba lor. Așa. E, și simt nevoia să bea o țuiculiță, o bere, un șpriț, un vin, ceva. Da? Nu vorbesc de aia care se pun în cap și se dau cu roatele în sus. Nu, nu, nu. Omul normal. Pentru că asta face munca, deci când simți că muncești, te face, munca cere bere, de exemplu. Te face să bei un șpriț după aia. Vrei un țoi de ceva să-ți vină putere, poți să faci când ești la tine acasă, la sat, corect. La câmp. Îți pui acolo în capul rândului o sticlă cu ceva și te și impulsionezi să ajungi mai repede acolo, știi, cabara. Dar nu la muncă. Când nu... ești la job, ești la job. Da. Bun. Hai să vedem ce se spune în articolul colegilor de la Șansa News Buzău. Și asta este ideea, că de asta am povestit de chestia asta, de fenomenul fizic, biologic, de ce îi face pe ăștia, pe oamenii muncii să bea. Da? Ai văzut și minerii. E bine știut lucrul ăsta. Ok, doar că ăștia mai ciuguleau și în timpul serviciului. Nu se puteau abține. Și mai beau și în timpul serviciului. Da. Nu se face așa ceva sub nicio formă. Oamenii tot veneau cu controle, cu de-astea și i-a venit unuia ideea. Și a zis, mai hai, pe lângă controlele astea de alcool, ia să vedem, depistăm pe unul și cu droguri. Și uite, surpriză, că a fost un băiat. Da? Și o să vedem în articol că de fapt sunt trei. Sunt vreo trei. Luca și Matei, vă zicem imediat de ei. Tester Fulger, se scrie articol în stația CF Buzău, încheiată cu dosare penală. Deci blitzkrieg, n-au așteptat băieții nimic, i-a lovit. Buf! Da. Un mecanic de locomotivă a fost depistat pozitiv la cannabis de reprezentanții CFR Călători, care au desfășurat săptămâna trecută, s-a întâmplat pe 27 septembrie, un control la Buzău. Tocmai pentru a scoate la suprafață astfel de situații în care angajații ar putea să-și desfășoare serviciul sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Bun. Da. Okay. De asta că ăsta nu se aștepta. Se aștepta să pice Nibiru, planeta aia, la el în gară. Se aștepta la orice. Numai să vină cineva, probabil nu din Buzău. Să-i bage, da, de la centru. De la centru, să-i bage aparatul în gură. Da, ia sufletul aici, el știa că nu bea, că ăștia de obicei nu prea beau așa, știi? Da. Ăștia șmecherii ăștia de nou om, ăsta nu prea știe să bea, dar se droghează nou om. Și stătea liniștit, asta, bă, că eu nu beau, bă, fraierilor, bezi voi ca să muriți de tine. Eu fumez marihuana, știi? Alcoolul dăunează grav organismului. Și când ia suflă, mă, sau nu știu cum se... Abar nu se, am suflă. Cu, se suflă se și intestinul ăla. Se suflă și în ăla, parcă da? Se ia niște, mă rog. Opa, ce ai făcut, tăticu? Ai mâncat verdeață dimineața. Știu doar, am mai văzut imagini pe la TV, știu doar că durează infinit mai mult decât testul de alcool.
Adică să sufli în continuu, așa că rămâi mort. Sufli, niște probe de salivă, se pun niște fiole alea, se bagă COVID, în aparat. Asta e COVID. Asta e COVID, nu? Da. Nu, durează COVID. Mai mult la asta. Da. Mai mult decât atât, alți doi angajați care desfășoară activități de manevră au refuzat testarea pentru depistarea substanțelor psihoactive, celor în cauză fiindu-le întocmite dosare penale. Deci direct și degeaba au refuzat, n-au vrut nici să suflen aia, legea, da. N-au vrut nici la spital. Ăștia, atenție, ăștia doi de n-au vrut, știi de ceva? Da? Musca pe căciulă, musca pe, căciulă. Pe fes, pe chipiu. Pe chipiu, bravo. Da? Erau oameni de manevră, adică îți luau o locomotivă de pe linia 1, mutau pe 2, mai duceau 3 vagoane de pe 3, pe 5, ăsta primul de la o prins plictiseală. Fumat. De plictiseală, corect. Ăsta primul de la o prins fumat. Ăsta făcea trasee, curse cu oameni în spate. Păi da. Deci ducea oameni cu trenul, da? Da, la ce infrastructură avem? 60 de kilometri pe oră să mergi cu trenul, așa? Să te duci. Păi de nu... Păi făcea și de-alea, zic, nu știu, rasta, codițe de-alea, îl vedeai pe naș, între stații. Da, de ce atâta grabă? În urma acestor acțiuni de control, un mecanic de locomotivă, ăsta din comunicatul CFR-ului, da. A fost depistat pozitiv la substanța THC, cannabis, la testarea rapidă, iar alți doi mecanici de locomotivă, care desfășurau activități de manevră, au refuzat testarea pentru depistarea substanțelor psihoactive. Ulterior, refuzând și prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea substanțelor psihoactive în sânge. Celor în cauză li s-au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunilor de prezență la serviciu sub influența substanțelor psihoactive, conform nu știu cărui articol 331 alineatul 2 cod penal, și neîndeplinirea datorilor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă. Că dacă bei sau fumezi și nu știu ce, tu zice că tot îți faci treaba, dar nu mai faci cum trebuie. Asta conform articolului 329 alineatul 1 cod penal, precizează CFR-ul, citați și ăștia de Arger Press. Ăștia CFR călători, să rămână, salutăm și în regie acolo, se mai distrează oamenii. Dacă, bă, ce fac ăștia în trenul de noapte? Ei chiar vorbesc de mecanici de tren drogați. Fumați, drogați. Da. Ok, CFR-ul informează că astfel de controle vor continua. Până acum s-au mai făcut testări și pe raza sucursalelor București, Craiova și Cluj. Unde n-a mușcat nimic. De acolo n-a transpirat nicio știre. Uite, culme, vezi, m-aș fi așteptat. Orții ăștia București, secret. Craiova, Cluj, orașe cu potențial, din punctul de vedere, infinit mai mare decât Buzău. Mai open-minded. Da, da, uite de unde sare repune, de la Buzău. Așteptăm cu interes acum și primele cazuri, nu știu, de piloți, de aeronave de linie, de ce nu. Da, capitan, 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 dar stai că vapoare nu mai avem, că am vrut să zici de vapoare, dar... Nu se bagă, că bă, să e old school, tată, da, bă, da, se da, bagă un whiskyan acolo, ăsta știe cum e viața, nu e nevavis, bă, să știi. Hai, da, un capitan de avion, asta ar fi cool. Hai, eu mai zbor, o dată panda, tot zbor. Cum, să ai și ghinionul? Să mă da. Să mai dai și de unul, mă rog. Ți-am mai zis. Da, dar și ca mecanic de locomotivă, te mă gândesc. Mie îmi face lui imaginea acelei linii care, pe care merge așa, mai fi și în câmp, să n-ai niciun reper stânga-dreapta, mie îmi face rău imaginea treasă. Păi poate să uită și el pe plafonul, pe plafonul habitaclului acolo, ai văzut că ăștia tractoriștii mai aveau fete de-alea dezbrăcate. Așa. Deci, am văzut pe unul, deci avea tot, toată cabina era plină de hârtii, inclusiv pe omul era la pe tavan. Da. Și poate și ăsta și-a pus niște fete, dar le-a ajuns să mă uita la linia aia. Că-ți face rău și treabă. Păi da, să amețești. Să uita să amețească la partea aia. Ok. Mie nu mi-ar părea rău așa, de exemplu, să văd o stewardesă. Că acolo, astea stewardesele, știi, au și ele rolul lor pe lume, bineînțeles. Normal. Dar nu sunt capitale ca un capitan. Da. Na, ca ăla care conduce avionul. Și mă gândesc că un pic mai așa, mai... Fetele mai vesele, fumând marihuana, stewardesele, mai uită să-ți ia banii pe alea, ce mai cumați, o apă, că uite, îți mai vine rău un avion. Da. Și bei o apă, dai 5 euro. De la atâta fum. Da. Da. Ok. Da, oricum, o marfă din ce în ce mai accesibilă. Da, din păcate, în România, uite, mecanici de locomotivă, muncitorii, milițienii, am văzut și polițiști. Da, de ce nu? Păi de acum să nu sunt și ei tineri. Normal. Ce să... Vulpea buclucașă s-a strecurat într-un autocar plin de turiști pe Valea Prahovei. Săraca vulpiță, republicanews.ro. E problemă mare. Dacă vulpea intră în autocar și se afișează ea în felul ăsta, fără frică,
înseamnă că nu mai au de niciune chiar de mâncare. Chiar nu mai are de niciune, da. Pe acolo, în zonele lor. O vulpe s-a strecurat într-un autocar care a dus turiștii la Castelul Peleș. Ha? Uite, asta n-am luat-o în calcul. Mm-hmm. Poate cine știe... Da. Poate ar fi vrut să ajungă și ea la Peleș așa, mai ușor. Animalul era în căutare de mâncare, scrie Republica News. Păi, eu cred că nu era în căutare de altceva, de să se reproducă. Și a urcat în autocar, singură, fără partener. Poate era în căutare de marihuana, dacă tot am vorbit aproape jumătate de emisiune. Da. Așa, după succesul pe care urșii l-au pe Transpăgărășan, vulpile, iată, își fac apariția la Sinaia. Animalele ies din pădure și vin oraș în căutare de hrană. Aici nu mai e de glumă. Într-adevăr, lucrurile stau cât se poate de prost pentru el. Da, și pentru noi, că uite, se întrepătrund interese la un moment dat. Extrem de sfios animal. Da, deci foarte, e sfioasă foarte. Tare. Mult mai sfioasă decât ursul, mult mai sfioasă decât lupul, decât și decât căprioara. Mm-hmm. Da? Vulpe nu prea o vezi. Dar acum săraca, uite, a urcat într-un autocar. Într-un autocar care ducea turiștii la Castelul Peleș. A urcat asta mică pentru a căuta hrană sau să scrie aici dacă cineva va fi suficient de dornic să împartă mâncarea cu ea. Deci tot hrană. Da. Okay. Bine, ea învățată. Dacă eu mai fi dat cineva, s-a azi învățat. Că unde sunt oameni, poate se face, e rost de haleală. Vulpea s-a urcat în autocar, s-a uitat, a inspectat zona și a coborât. Plecând de lângă autocar. Plecând în jurând, zicând, ia uite bă, grup de vegani. Ce facem mai aici? Grup de vegan la Peleș. Ia bă, uite ce au ăștia, numai frunze au pe ei. Cât ghinion să ai. Da. Rămânem și, la munte. Și-a luat coada pe spinare și cum e aia, cum e vulpea pe spinare. Spinare și, era, așa. Bun. Mă rog, nu. Uite-i pe ăștia aici, grupul de proști, avem și o poză. O să o dă. Deci îi vezi așa din mișcările lor, cam cât de proști sunt. Da? Și inconștienți. Trebuie să ne vin inconștienți, da. Turiști inconștienți pe Transfăgărășan. Și-au adus copiii să facă poze cu un urs care, în cele din urmă, s-a repezit la ei. Că na, mai da. Face ursul și de-astea. Pe H-Online, cu toate că ăștia tiktokerii nu-și închipuie. Prin că ursul se poate repezi. Viața lor desfășurându-se aproape în totalitate pe rețelele de socializare, special pe TikTok. Da. Îți zis că am pe cineva cunoscut. V-am mai zis? Nu știu. A avut telefonul, a reparat. Nu, și nu e glumă. Dar la spitalul, ce? A intrat în sevraj? A intrat în sevraj la modul în care... Bine, avea unul de ăsta clasic pentru vorbit. Și ce faci cu ăla? Și mi-a zis, bă, știi ce m-a trezit făcând într-o dimineață? Vorbea că îi zice, dădea swipe pe cutia de lapte. Pe lapte? Da, avea cutia de lapte în mână și dădea așa. Așa. Da, era un reflex, pavlovian, proiect, nu știu, când ai ceva, mână, dai swipe. Știi? Da. E milă de tine, frate, nu știu, și eu intru, și eu stau. Da, mă rog, da, revenim la idee. Ăștia, dacă toată viața și-o petrec pe rețele sociale, ei cred că urși spuși de cineva în pădure ca să faci poză cu ei. Că peste tot pe TikTok, pe Insta, rețele pe de socializare. Facebook, da, apar oameni făcând poze cu urși. Ăștia, dacă doar acolo trăiesc, da, ai pus ursul acolo, l-au adus special să faci poze cu el. Cum era de la Sovata, o mai fi la împăiat de la Sovata? Nu, la Sovata mai era, mai știu pe unde. Și vor fi de aia, de faci poze cu ei, nu bă-ți de aia sălbatici și vă rup căpățânile, proștilor. Da, asta e. Mai mulți turiști au fost atacați, iată, de un urs pe Transfăgărășan, în timp ce încercau să-l hrănească și să-l fotografieze. Bine, ăștia, imbecilii ăștia, lumii, nu hrănesc ursul din mila lui, din dragoste pentru animale. Ăștia hrănesc ursul ca să facă ei poze cu ursul. Că dacă n-au făcut poze, cum a zis și Bubanu, intră în sevraj și nu sunt pe TikTok sau bine, pe ce mai stau. Bine, n-aș fi atât de revoltat de situația de care vorbim acum dacă în ecuație n-ar fi fost și niște copilași. Păi da, nevinovați. Colegi, eu ți-am mai zis, nevinovați, dar dacă ăștia copilași ăștia ies din proști, eu așa mă gândesc și e logic, natura așa face, sunt 99,9% șanse ca și ăștia să devină tot proști. Deci... Nu știu. Așa da. Că nu, mie nu-mi pare rău orice s-a întâmplat. Dă-i, bă, frate, eu vreau să cred mine. Că nu un copil. A zis, tati, uite ursul, să facem poze, Și dacă a zis, asta e, tasul face. Păi na, nu, dar ideea e că... Dar de unde să iasă la copilul ăla altfel? Din cine să iasă? Vedem și o poză. Și asta e poza, că am văzut-o pe mai multe... Turiștii s-au apropiat de animal pentru a-l hrăni și a-i face poze. Hai că eu comentez. Nu-i puiuț, lăsăm da? Poza acolo să nu-i puiuț, da? Nu e un puiuț. Însă, la un moment dat, ăsta ursul a început să alerge spre ei. Speriați, oamenii au început să fugă. Iar ursul s-a oprit.
și au reușit să scape. Păi da, n-au fost atacați. Doar ursul a venit spre ei. Uite poziții de tâmpiți. Auzi, dar ăla, vezi, copilul înțeleg că e normal să-i se blureze fața, dar ăluia negru, cichicianul ăla negru pare... Păi cichician poate are 7 ani. N-are, mă, de unde? Păi eu cred că de-aia i-au blurat fața, că cichician are 7 ani. Dar vezi că cichician e pe atac? E contravântul lui are. Dar nu știu ce ți-e microfon în mână? Nu știu. Eu, în mâna lui dreaptă. O fi, da, o fi pentru Insta. Să ia un interviu. Să-i facă un Reels. Da. Ăla în Vișiniu. Ăla e și maroniu, dar nu se vede bine. Da, are da. Pe pantaloni. Ăla ar vrea cu mâna stângă să se țină de o bară imaginară. Vezi? El vrea să se prindă, că nu mai știe unde se ducă. Să țină de bara aia măcar. Ălălaltul om ăla din prăpastie, ăla e pe margine, a zis acolo. Zice, bă, eu dacă e, mă dau pe spate un pic, așa. Ai văzut cum fac aia? Ăla e pe poză, mă, ăla are telefonul în mână, pregătit să facă poză. Ăla din mijloc, da, cu hanoracul și cu... În spatele doamnei... Atleta de mare performanță, uite ce sprint bagă. Da? Atleta de mare performanță, na, instinctul matern, asta te face, deci să te duci către copilaș să-l protejezi. Ăla își pune mâinile de acolo care pică în prăpastie, așa, de ultimul ăla de cel mai de sus, își pune mâinile pe piept, aia când te dai din parcă să te scufunzi, că trebuie să te dai jos așa pe spate, hop, și să-l lasă frumos. Domnița cu gecuță mov prinsă la șolduri. La șolduri. La Brunhilda, ba, stai că amândouă sunt, una e Crimhilda, una e Brunhilda. Pare o reprezentare de aia mai veche, tablouri de alea cu țărânci în horă, știi? Cum exact, cu părul când îi zburdă părul și da, exact, sânii la fel. Mai un buchelie în spate acolo, care mi se pare teleportat, că la nu e deloc pătruns de importanță. Ăla n-are nicio treabă, zici că este parte din serviciu secret. Da. Deci, el zici că, ai văzut, aia că sunt de-i păzesc, pe Iliescu, pe Băsescu, pe ăștia, pe Iohannis, ei întotdeauna se uită în altă parte, decât să uită ăștia la alții, de care îi păzesc. Și eu la fel aș face. Dacă l-aș păzi pe Iliescu sau pe Iohannis, m-aș uita în altă parte. Da, cam asta e situația, râd de glumim, dar astăzi de lucruri trei, așa, op. Se pot, din păcate, și se mai trebuie. Râzi, mă, de proști râzi, mai râzi, ce nu, să faci? Nu, pot, mă, că-s oameni. Păi și... eu pot, păi tocmai. Lasă-mă că acum arunc imagine cu omul care a fost mutilat de urs. Păi lasă-l că ăla săracul poate fi fost mutilat nevinovat, nu de prost. Exact. Știi? Exact. Ăla nu de prost, ăștia de proști și trebuie mutilat și trebuie să dispară ăștia de pe lume. Că dacă se împuiază pe lume și fac copii așa, ăia devin proști, ăia fac și ei la rândul lor copii, ne umple întreagul de proști și ăia suntem. Păi aia e problema, dar nu mai fi tu supărat că sunt oameni și copii. Că înainte de a fi oameni și copii, sunt răi și proști. Acolo e problema mare. Ok. Astfel de incidente au loc tot mai des în România, se scrie aici, pentru că turiștii se opresc și se apropie periculos de mult de urși. Autoritățile i-au îndemnat să nu-i hrănească și să nu se apropie de ei pentru că își pun viața în pericol. Deci trebuie să zică cineva, mă, da? Da. Nu ca tu să-ți dai seama că dacă stai lângă un urs, care e cel mai puternic animal pe care îl are România, da. Dar nu există animal mai puternic decât ursul. Dacă tu stai în preajma lui, un animal sălbatic cum e ursul, s-ar putea să o mierlești. Trebuie să spun autoritățile. Că tu nu înțelegi asta. Da. De capul tău. Păi și nu e bine ca ăștia să fie mai puțin? E bine. NASA. Uite că am crezut că suntem mai mulți, dar suntem tot atâția. NASA născătoare de zodii. Da? NASA a făcut ea într-un fel și s-a gândit să mai... Și-au terminat, cred că după program au lucrat la chestia asta. Nu știu, mă frate, că au alte multe lucruri de făcut. Uite, să ne explice și nouă de ce nu putem să mai ajungem pe lună. Păi da, în paralel lucrează și la aia cu extraterestri. Cu extraterestri, asta. Și au zis, hai să băgăm niște horoscop acum, ca să nu se plictisească doamnele. Că văd că astea femeile nu ne mai bagă în seamă. Noi zicem că vin extraterestri după COVID, după războiul din Ucraina, următoarea problemă e extraterestri. Dar văd că doamnele nu ne bagă în seamă. Hai să zicem, domnule, ceva de horoscop. NASA a creat o nouă zodie. În ce perioadă a fost adăugată și cum s-ar putea schimba horoscopul? Ia, mă, frate, că aici... Abia ne învățasem cu el. Eu, sincer, abia îl învățasem. Cu zodiile puse la cap, așa... Experții NASA... Nu-s mare pasionat. Fii atent, experții, ce cred ei, că ăsta, horoscopul clasic, da, format din 12 semne astrologice, nu mai e valabil. De ce? Păi, pentru că stelele nu mai sunt în aceeași poziție pe cer. S-au gândit ei, de 2500 de ani de când au făcut ăștia, să uitau pe bolta cerească și... Da? Au făcut ei acolo niște calcule. Îți dai seama, deci, minte de om. Cât de deștepți puteau fi ăia și ce minte pătrunzătoare puteau avea.
Că în urmă cu 2500 de ani ei se gândeau să facă chestii de-astea. Da, corect. Aici ești de acord. Deci ceva teribil a fost atunci, deci mințile alea atât de sclipitoare. Ok. NASA a introdus un nou semn astrologic în horoscop, se mai scrie Ophiuchus. Atenție, bă, că așa e, ăsta e, Ophiuchus. Ophiuchus, da. Ce ești tu, bă, mamă? Și zodie. Ce zodie ești, bă? Te mai întreabă, ce zodie ești tu? Eu am observat în discuțiile cu doamnele, domnișoare, așa, dacă, da, nu, ne știm, cu, dacă da. Nu ne știm, ne întâlnim undeva, știi? Și automat salut, abordez Mihai, problema, da. Salut, Georgeta, și imediat mă întreabă ce zodie sunt. Ce zonie ești? Eu când întreba fata aia, păi, ce zonie ești? Ce zonă sunt? Nu, ce zonie? Deci, fetele, am văzut, eu sunt foarte, foarte preocupate de subiectul ăsta de zodie. Poți deci, acum, Ophiuchus, eu dacă zic Ophiuchus, poate îmi dă cu poșeta în cap, plece, că îi zic ceva de ăsta mai... Da. Cu vreo tentă sexuală, știu eu, și cheamă și miliția pe capul meu. Mi-ai spui că e și purtător de șerpi. Da, da. Ophiuchus, că așa îi se spune. Uite, da. NASA a introdus un nou semn astrologic în horoscop. Ophiuchus, purtătorul de șerpi. Da. Ăla e, unu, mai mult. Ce să așa? Da, asta e, Ophiuchus ăsta, purtător de șerpi, eu ce știu așa, purtător de șerpi, asta să fie imaginea reprezentativă, în afară de Meduza. Meduza da, avea da, cu cap șerpi. Cu șerpi în cap, da. Dar era purtătoare, nu era purtător. Da, da. Și mai era Prodanca, dar s-a liniștit. Că avea da, nu, ea avea pene. Pene, așa. Da? Bun, hai să vedem și unde găsim zodia asta. Ce, asta ce corespunde oamenilor născuți în perioada, atenție, 29 noiembrie, 17 decembrie. Păi ăștia au schimbat cu totul horoscopul, dat, frate. Lasă că o să vedem la urmă cât au răvășit ăștia horoscopul, da? Zodiile sunt determinate de poziția soarelui, în funcție de constelație, în ziua în care ne naștem, însă stelele s-au mișcat din momentul în care babilonienii au inventat treaba asta, inițial zodiile, în urmă cu 2500 de ani. Astrologii antici au împărțit traseul soarelui în 12 părți, fiecare de 30 de grade. Deși au observat constelația Ophiuchus, fii atent ce zice NASA, nu au inclus-o în zodiile clasice. Ai păi dracu și ăștia babilonieni. Să facem o mișcare, tată, cum da? E cu Black Belemeu. Păi da. Da, să ne cerem asta scuze e în genunchi pentru ăștia din Ophiuchus. La deci începutul fiecărui meci, din Liga 1 și a 2. Și din Champions League. Și să din, se pună corect în genunchi, să-și ceară scuze celor născuți în Ophiuchus, pentru că babilonienii acum 2500 de ani... I-au văzut? I-au văzut, dar nu i-au băgat în seamă. I-au băgat acum. Câte stele sunt pe cer, până la ziua toate pierd, numai una e mai proastă, dar nu știu, n-are sens că, bun, dacă ne ducem pe uite, fotbal... Uite, Ninge, ca povestea, nu, stai, că nu, nu, mergem pe fotbal și nu e bine. Bun, astrologii, am spus despre ei, pentru că axa pământului se mișcă, da, acele constelații nu mai sunt în poziția de acum 2500 de ani. Dar totuși cum se-am dat seama în 2023? N-au de înseamnă că nici acum 50 de ani nu mai erau în aceeași poziție. N-au de treabă, spun eu. Se bagă muscă, cum ar veni. Potrivit teoriei NASA, noua zodie trebuie inclusă între scorpion și săgetător. Da, bravo. Lângă tine. La mine acolo, dar ați căutat mult să... După ce că eram vai de capul nostru, ăștia scorpioni, bă, toate... Nenorocirile la scorpioni. La scorpioni. Da, am da, citit un horoscop. Uite acolo, dacă intru pe un horoscop, acolo nu citesc bine la scorpion. Nu e de bine, da. Nu, dar acolo, okay. Dar n-au vrut și între vărsători și pești, de exemplu. Sau, nu, tata, scorpion, săgetător, bulai. Da. Și celelalte zodii, dacă vorbim și eu, ca doamnă. Și celelalte zodii trebuie mutate pentru a face loc noului semn astrologic. Da, deci am paralit pe toate. Dar au mutat ăștia în așa fel încât s-au pierdut de tot de capul ăla lor, că ar trebui să fie deștept rău ăștia la NASA. Da. Dar s-au zăpăcit de tot și pe ăsta, pe săgetător, l-au pierdut. La revedere, nu se mai regăsește. Deci nu mai există. Da. Săgetător, o să vedem. Da. Linia de la pământ către soare, zic specialiștii, indică zodia fecioară, timp de 45 de zile. Dar zodia scorpion ar avea doar 7 zile. Bine, nu înțelegem nimic ce zic da, ăștia. Da. Știi? Asta a declarat un reprezentant NASA. Pentru a crea un calendar organizat din 12 părți, babilonienii au ignorat faptul că soarele se mișcă în 12 constelații, nu în 12. Păi băi, acum o să ne zăpăcească de tot tăticul, nu știu, probabil că au vrut să fie 11, 13, mă gândesc, da, da. Păi cum adică au ignorat faptul că soarele se mișcă în 12 constelații, nu în 12? Câte constelații sunt acum adunate în casă? În casă, cu liceală. 12, 13. Nu, 14. Acum, 7, 8, 11. Dom'le, acum câte constelații? 14, cum da, zicea un Tărician. Da, domnul Tărician. Da. 14. 14. Da. Ora 14. Ok. Alături de cele 12 constelații familiare ale zodiacului, soarele se aliniază cu... se aliniază. Da. Cu Ophiuchus pentru 18 zile în fiecare an.
Și de asta zice ăștia, bă, e păcat, frate, sunt 18 zile. Hai, zodie. O zi, două le treceam. Închideam. Hai să vedem acum care sunt perioadele noilor zodii potrivit NASA. Deci, atenție, fetelor, în primul rând cu voi vorbim, e nebunie mare. S-a zăpăcit totul. Trebuie să faceți curățenie total. Capricorn, 20 ianuarie, 16 februarie. Vărsător, 16 februarie, 11 martie. Pești. Păi stai puțin, că normal ar fi fost 17 februarie. Păi ce faci? Capricornul... Așa-s toate zonii, păi da. Păi stai, Capricornul, adică ești și Capricorn și Vărsător pe 16 februarie? Da, 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 da. Nu? E și Pești și Berbeche și Taur și Gemeni. Păi așa nu, nu era așa. Era... Le-a dat lor, acum Ana. La ok. Așa, am rămas la Pești, 11 martie, 18 aprilie. Berbec, uite, vezi, 18 aprilie, 13 mai. Taur, 13 mai, 21 iunie. Așa. Gemeni, 21 iunie, 20 iulie. Rac, 20 iulie, 10 august. Păi stai mă, ăștia au câte o lună, ăștia pe aici câte o lună și alții doar 3 zile, 4 zile. Zii mersi că ai ceva. Păi ce s-a, că m-au băgat la fecioară pe mine. Na, nei. Din balanță Leu. M-au făcut fecioară. Leu, 10 august, 16 septembrie. Uite, fecioară, da? Da. 16 septembrie, 30 octombrie. Păi ce facem, frate? Așa. Păi și balanță, ia uite, 30 octombrie, 23 noiembrie. Da, și m-au făcut balanță pe mine. Pe, las că e bine, zic eu că ai scăpat, că e zodie ca lumea asta, eu eram, eram mișto odată. Ia zic cum e în balanță, că tu ai fost. E tare, rău, e tare în balanță. E mișto în balanță, da, că ai mai fost. Păi, dar ce ai, zici că ești în Elveția față, a. Zici că ai plecat din România în Elveția, din Scorpion în balanță. Vorbesc serios. Bune? Da. Abia aștept. Bun, lăsa, domn, lasă, trăiască, lasă. Lasă să trăiască! Îți convine ție, da? Dacă... Ia uite, Scorpion, 23 noiembrie, 29 noiembrie și Ophiuchus, 29 noiembrie, 17 decembrie. Păi și gata, frate, unde este nenea săgetătorul? Păi și de Crăciun. Cine e născut de Crăciun? Păi, de deci uite-te, stai mă, de unde e articolul ăsta, mă, frate? Din DigiWorld. DigiWorld, da. Păi stai că e o perioadă lipsă aici. Piezi. Între 17 decembrie și 20 ianuarie, da. Probabil că vine al 13-a zodie, așa. Săgetătorul. L-au băgat săgetător. Pe săgetător săracul acolo, că altfel... Cunosc da? Eu. Noi am luat exact ca în, ca în articol. Articol. Da. Și de asta, uite, sunt 12 zodii, la aia ne-am pus și tema. NASA a comandat schimbarea la pauză. Cunosc eu pe cineva este important. Este săgetător, intră Ophiuchus. De Crăciun, adică... Cine? Un tip într-o iezmă. A, da, ok. Da, mă rog. Nu, nu știu de ce, fii că eu am rămas cu frica aia. De ce ți-e frică, nu scap? Mă gândeam la Iliescu. Pe cuvântul meu, de... Bă, deci luați-mi pe ăsta. Luați-i și zodia, luați-l de tot. Duceți-l undeva, într-o altă dimensiune. Un tip cunoscut. Da, mă rog. Corect. L-au lăsat fără zodie. Păi l-au lăsat pe afară. Păi vezi, asta cred că a fost mișcarea. Asta au vrut ei. Am înțeles. Da? Ala-i. Da. Deci cam atât și cu horoscopul. Cine e născut în Ophiuchus, băi, a sus, a sus. Suntem Bubanu și Pali, pe mâine, bye bye. Bye, bye.